Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Eu sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată titlurile ediției. Riscul utilizării armelor nucleare este puțin probabil, dar nu imposibil. Declarația aparține președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unui briefing de presă. Membrii Asociației Forța Fermierilor anunță că vor ieși la proteste cu tehnica agricolă în Piața Marii Adunări Naționale în luna noiembrie, dacă revendicările lor nu vor fi îndeplinite de autorități. Cetățenii Federației Ruse fug de mobilizarea parțială anunțată de președintele Vladimir Putin. Cozi de peste 20 de kilometri se înregistrează la granița cu Georgia. În urma anunțurilor făcute de Federația Rusă referitor la mobilizarea parțială și a referendumurilor secesioniste din regiunea ucraineană aflată sub controlul armatei ruse, au apărut discuții despre schimbările care pot surveni în Republica Moldova, în special în raioanele de est ale țării. Anunțul a fost făcut de președintele Maia Sandu în cadrul unui briefing de presă. Consiliul Superior de Securitate a aprobat o serie de recomandări, inclusiv creșterea vigilenței și actualizarea planurilor de acțiuni corespunzătoare noilor riscuri, monitorizarea mai riguroasă a situației în regiunea transnistriană și descurajarea implicării populației în această zonă în activități de mobilizare. Există riscul de mobilizare a cetățenilor Republicii Moldova din raioanele de est ale țării. Pentru a descuraja asemenea acțiuni, analizăm oportunitatea revocării cetățeniei Republicii Moldova pentru cei cu cetățenia Republicii Moldova și a Federației Ruse care vor lupta de partea agresorului. La fel, examinăm posibilitatea înăspririi pedepselor pentru cei care au doar cetățenia Republicii Moldova fără cetățenia Federației Ruse și se înrolează de partea agresorului. Totodată, președintele Republicii Moldova a subliniat că în cadrul Consiliului Superior de Securitate s-a discutat despre pregătirea pentru un eventual flux sporit de refugiați, aprovizionarea cu resurse energetice alternative în cazuri de urgență și verificarea planurilor de contingență în caz de incidente nucleare. Pregătiri pentru eventuale situații de risc, dar și acțiuni care trebuie întreprinse pentru a evita consecințele unor situații excepționale. Sunt doar câteva dintre subiectele discutate în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate. Riscul de folosire a armelor nucleare este puțin probabil, dar nu imposibil. Declarația îi aparține șefei statului Maia Sandu și a fost făcută în cadrul briefingului de astăzi. În acest context, s-a recomandat guvernului să ia măsuri de pregătire a instituțiilor și a populației pentru eventualitatea consecințelor unor incidente nucleare și să reia campania de comunicare despre măsurile de protecție în situație de accident nuclear. Rog cetățenii să fie atenți la comunicările Inspectoratului General pentru situații de urgență la acest subiect. Inspectoratul pentru situații de urgență susține că întreprinde mereu măsuri de monitorizare a stării de pregătire, inclusiv informarea populației în acest domeniu. În primul rând, pentru populație, important să nu fie panică, să nu cadă pradă diferitor zvonuri și știrilor false. Deci, în primul rând, cel mai important să se ghideze de către informația care va fi furnizată doar de autoritățile centrale și de profil ale statului. Și numai din sursele oficiale. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a elaborat ghidul acțiunilor în situații de risc. Îndrumarul are la bază recomandări de pregătire pentru eventuale situații de risc și care ar trebui să fie primele acțiuni care trebuie întreprinse de oameni pentru a evita consecințele situațiilor excepționale. Prețul pentru lemnele de foc crește. O primă problemă ar fi majorarea prețului la gaze. Al doilea motiv ar fi lipsa lemnelor în preajma localităților, iar transportarea lor necesită cheltuieli suplimentare. Jumătate din gospodăriile din Republica Moldova se încălzesc cu lemne de foc. Toamna aceasta însă multe familii se tem că nu vor avea cu ce încălzi sobele la iarnă, pentru că lemnul s-a scumpit brusc, dar și nu e de găsit. Statul a promis să-i ajute pe oamenii nevoiași vânzându-le lemne la preț redus, dar ei trebuie să achite transportul și, în final, cetățenii rămân totuși nemulțumiți că metru sterd depășește 1000 de lei. E adevărat, dar ocolile silvice niciodată n-au prestat ele servicii de transport. Trebuiau găsit acei intermediari care, pe de-o parte, am vrut să îi excludem din acest proces pentru că ei umflau prețurile exagerat și vindeau mult mai scump decât e prețul de la Ocolo Silvic. Și acum, respectiv, suntem într-o situație când fie omul singur își asigură, mergând la Ocolo Silvic și asigurându-și transportul, sau cooperează cu alte persoane din localitate care au nevoie de lemne și se organizează pe alocuri cu ajutorul primăriilor. Dar nu toți primarii cumva vor să implice în acest proces.
Chiar dacă ocoalele silvice din țară fac cu greu față situației la numărul mare de cereri, totuși autoritățile dau asigurarea că vor putea soluționa problema dată. Anul acesta vor exista, ca și anul trecut, compensații pentru cei care au mai mare necesitate. Totodată, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecția Socială și Familie susține că e nevoie de mecanisme care ar face ca instituțiile statului să coopereze între ele. Sunt aceste aspecte organizatorice pe care noi vrem să le discutăm cu Moldsilva încă o dată și cu Cancelarea de Stat, pentru ca și reprezentanții guvernului în teritoriu să se implice mai activ și să monitorizeze situația, să fie într-o mai bună comunicare cu primarii, cu ocoalele silvice și tot mecanismul ăsta să funcționeze. Anul trecut au fost alocate 2,3 miliarde de lei doar pentru compensații în facturi. Anul acesta vor fi alocate 5 miliarde, potrivit președintelui Comisiei Parlamentare pentru Protecția Socială și Familie. Nemulțumiri între autoritățile locale și cele centrale, primarii mai multor localități din țară se plâng că la distribuirea bugetului se ține cont de apartenența politică a funcționarilor, o salvare fiind să li se dea autonomie financiară primăriilor. Reporterul de la Vocea Basarabiei a întrebat locuitorii orașului Bălți cum îi afectează pe oamenii de rând neînțelegerile dintre cele două autorități. Ce relație ar trebui să fie între autoritățile centrale și cele locale? Și relații bune, de înțelegere, de susținere unul pe altul. Da, cum ar trebui? Bună. Relații bune ar trebui să fie. Trebuie să fie normale, să aibă o colaborare. Eu așa cred. În continuare, i-am întrebat pe locuitorii orașului Bălți care ar fi, în opinia lor, problemele care pot fi rezolvate doar cu susținerea autorităților centrale. Mie îmi pare că ar trebui și comunii să hotărască împreună cu centrala și miesnaia. Dar până când nu se vede nică. Care să fie în folosul poporului, știți? Da, dar deocamdată nu văd nicio schimbare. Nu se vede conlucrarea asta dintre guvernare și conducerea locală. Nu știu, chiar simpla problemă, drumurile, gunoiul și foarte mulți sunt. Sunt probleme de transport, sunt probleme străzilor, sunt probleme care țin de infrastructura însăși a municipiului. Drumurile în primul rând. Altceva? Ugrăzile, că sunt multe deteriorate pentru copii. Больше всего, конечно, що от робота. То, щоб нормальна робота була, нормально оплачували, щоб менше от цих от налогів всього остального було, тому що вони деруть уже навіть неізвісно откуда і що і як. От ця централь ар требує са акорду атенції май маре орашului Балц. Și în urma la aceasta, cred că se va rezolva mai multe, un șir de probleme care le are orașul Bălți să confruntă cu ele. De exemplu? Drumuri, sistemul medical, mai multe. Dacă am avea, adică o autonomie, adică financiară aici în Bălți, înțelegeți ce vorbesc eu, da? Eu cred că mai bine ar fi, da. Să nu depindem de Chișinău. Relația dintre municipiul Bălți și autoritățile centrale părea că a intrat într-o direcție corectă, mai ales după ce în capitala de nord a avut loc o ședință a guvernului în teritoriu și președinta Maia Sandu a efectuat o vizită de lucru și s-a întâlnit cu locuitorii de la Bălți. Însă Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, a susținut că lucrurile nu prea s-au schimbat în relația autorităților locale și cele centrale și că, în general, cea mai mare problemă reprezintă consolidarea competențelor și a autonomiei locale și financiare. Noi, de fapt, de mai mulți ani vorbim despre o descentralizare reală a puterii și financiare, și puterii și administrative, ceea ce trenează în Republica Moldova. Și poate din acest motiv nu cetățenii, cum am mai vorbit noi mai înainte, nu prea văd rezultate palpabile și reale. În acest sens, în special, ne referim la faptul că este necesar de a, mai ales în raport cu municipiul Bălți, se vorbește despre acordarea unui statut, adoptarea unei legi privind municipiul Bălți, care ar oferi mai multe posibilități și mai multe capacități de a rezolva problemele orașului. Congresul Autorităților Locale din Moldova de mai bine de 10 ani cere guvernului să facă o prioritate din reformarea administrației publice locale și să nu tărăgâneze procesul de descentralizare, ce ar da autonomie autorităților locale și deci o putere mai mare de a soluționa problemele comunității. Membrii Asociației Forța Fermierilor anunță că vor ieși la proteste cu tehnica agricolă în Piața Marii Adunări Naționale în luna noiembrie dacă revendicările lor nu vor fi îndeplinite de autorități. Printre doleanțele agricultorilor se numără amânarea plăților către creditori fără aplicarea penalităților, acordarea unor facilități fiscale și atragerea resurselor financiare de la partenerii externi.
Potrivit unui comunicat al asociației, din cauza că nu a fost stabilită o întâlnire cu prim-ministra Natalia Gavrilița, iar revendicările fermierilor nu se conțin într-o decizie a Comisiei pentru Situații Excepționale, așa cum au cerut anterior, fermierii vor ajunge cu tehnica agricolă în Chișinău. Este vorba despre amânarea plăților către creditori, fără aplicarea penalităților, acordarea unor facilități fiscale și atragerea resurselor financiare de la partenerii externi. Prin urmare, Asociația Forța Fermierilor a depus o cerere la Primăria Chișinău privind rezervarea pieței Mare Adunări Naționale în luna noiembrie pentru acțiuni de protest cu scoaterea tehnicii agricole. Vladimir Bolea, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, a declarat în cadrul emisiunii Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei că se face tot posibilul pentru a ușura existența producătorilor agricoli. Fiecare agricultor trebuie să meargă care are probleme, să demonstreze acest lucru la bancă. Noi vorbim despre consecințele secetei din 2022, să demonstreze că el în acest an, acum, nu are posibilitate să plătească și el va fi reeșalonat. Pe 15 septembrie, Comisia pentru Situații Excepționale a prelungit cu două luni până pe 25 noiembrie termenul de plată a impozitului funciar pentru producătorii agricoli. Scăderea cotațiilor la petrol și la produsele derivate înregistrate la bursele internaționale este resimțită constant pe plan intern, fapt ce se datorează reglementărilor aplicabile modalității de calculare a prețurilor la carburanți în baza cotațiilor plaț. Prin urmare, comparativ cu valorile maximale din luna iunie, benzina a ajuns să fie comercializată cu circa 10 lei per litru mai puțin, iar motorina cu 6 lei și 65 de bani per litru mai puțin. Astfel, conform noilor prețuri plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, mâine, 27 septembrie, un litru de benzină va costa cel mult 24 de lei și 2 bani, cu 5 bani mai puțin decât astăzi, iar pentru litrul de motorină, șoferii vor achita cel mult 25 de lei și 81 de bani, cu 21 de bani mai puțin decât astăzi. A 8-a ediție a evenimentului Big Hearts Marathon s-a desfășurat în acest weekend la Chișinău. Cursa la care au participat mii de oameni este organizată în scopuri caritabile, fondurile colectate urmând să fie direcționate în 4 centre de plasament din Republica Moldova, care se ocupă de tratamentul persoanelor cu boli incurabile. Printre organizațiile care au colectat bani pentru o cauză nobilă, și anume consolidarea serviciilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova, se numără și Hospices of Hope Moldova. Daniel Sărdan a venit din România pentru a susține această cauză. Azi am venit ca voluntar să-i ajut pe cei de la hospice și cei care alergă pentru strângerea fondurilor. E emoționant pentru că ieri chiar am vizitat centrul făcut la Orhei și banii strânși și în celelalte activități de anul acesta s-au văzut acolo, practic, cum sunt oamenii ajutați și cred că, până la urmă, fiecare dintre noi avem pe cineva apropiat care ajunge în situația asta și am vrea să le fie cât mai bine. Și ambasadorul Marii Britanii în Republica Moldova, Stephen Fisher, a alergat 21 de kilometri pentru a susține campania de strângere a fondurilor destinate serviciilor de asistență paliativă pentru persoanele care suferă de boli incurabile. Pentru a strânge fonduri pentru Hospice of Hope, am participat în maraton astăzi. Cei care au participat în numele Hospices of Hope au strângeat fonduri individual, la nivel individual. Eu nu știu câte fonduri vor fi strângeat în cele din urmă, dar fiecare lei, fiecare euro este important și fiecare lei și euro sunt folosite pentru cei care au nevoie. Fondurile colectate în cadrul maratonului internațional urmează să fie direcționate în 4 regiuni din Republica Moldova, la Orhei, Soroca, Taraclia și Ocnița, unde adulții și copiii care suferă de boli incurabile, în stadiu avansat și progresiv, vor beneficia de servicii gratuite de îngrijire paliativă la domiciliu. Ceea ce facem astăzi aici este adunăm comunitatea să ne ajute pe noi să reușim să dezvoltăm acest domeniu în țara noastră și îndemnăm toți oamenii care pot să se alăture cu noi, fie în evenimente de sportive, fie în alt tip de evenimente. Scopul competiției Big Hearts Marathon a fost sensibilizarea opiniei publice pentru a aduna o parte din profit pentru diverse cauze nobile. Cel puțin 13 oameni au fost uciși, iar alții au fost răniți într-un atac armat la o școală din centrul Rusiei. Conform informațiilor poliției locale, un bărbat înarmat a intrat în școală și a început să tragă. La momentul dat, în instituția de învățământ se aflau circa 1000 de elevi și 80 de profesori.
Dintre cei uciși, 5 ar fi elevi, 2 profesori, iar alți 2 agenți de securitate. Atacul a avut loc în orașul Ijevsk, un oraș cu aproximativ 650.000 de locuitori, care se află în apropiere de clădirile guvernamentale. Conform primelor informații, atacatorul s-a sinucis. Nu există detalii cu privire la posibilul motiv al sângerosului atac. Pe rețelele sociale au apărut informații conform cărora atacatorul ar fi fost un soldat mobilizat care nu voia să meargă la războiul din Ucraina. Atacatorul ar fi fost înarmat cu 2 pistoale, conform autorităților ruse. În presa rusă, dar și pe rețelele de socializare, au fost distribuite clipuri filmate în școală în timpul atacului. Rușii au atacat din nou Odessa cu drone kamikaze în cursul dimineții de duminică. Din fericire, nu au fost înregistrate victime până în prezent. Totodată, forțele armate ucrainene au reușit să distrugă câteva dintre dronele donate Rusiei de către Iran. Odessa este din nou atacată cu drone kamikaze. Deocamdată nu s-au înregistrat victime. Clădirea administrației din centrul orașului a fost lovită de 3 ori. La ora 9 era în plină desfășurare o operațiune de salvare și stingere a incendiului, a precizat statul major al armatei ucrainene. Ucrainenii spun că au reușit să doboare o dronă kamikaze. Kievul a postat o imagine cu un fragment al dronei pe care se vede inscripționat în limba rusă Gherani 2, numele sub care sunt cunoscute în armata rusă dronele kamikaze iraniene Shahed 136. Rușii au lansat vineri 23 septembrie un atac cu drone kamikaze asupra Odesei. Până în prezent, forțele aeriene ucrainene au doborât 6 drone iraniene Shahed 136 kamikaze. Yes, давай, дорогуша, давай! Rusia a primit în luna august sute de drone iraniene. Confruntată cu sancțiuni economice și cu limitări ale lanțurilor sale de aprovizionare, Moscova s-a orientat tot mai mult către Iran ca partener și furnizor de arme. Cetățenii Federației Ruse sunt disperați să fugă din țară. Cozi de peste 20 de kilometri se înregistrează la granița cu Georgia. Rușii fug pentru a scăpa de mobilizarea anunțată de președintele Vladimir Putin, care ar urma să semneze și un ordin de închidere a frontierelor pentru bărbații cu vârste între 18 și 65 de ani. Între timp, pe rețelele sociale au început să apară imagini cu blindate rusești trimise la granița cu Georgia. Mii de oameni se îndreaptă spre punctul de trecere a frontierei. Au fost și ruși care au renunțat la mașini și au pornit pe jos în speranța că vor scăpa de recrutare. Oamenii sunt disperați, fiind gata să-și înceapă o viață nouă oriunde, numai nu în Rusia. Здесь пробка 10 км. Вчера это было там, не знаю. И люди говорили, что за час границы переходили. Сегодня приехал в 8 утра сюда, и вот только что я перешел. Начну искать уже место работы здесь, а дальше уже видно. Пока, в любом случае, лучше где угодно, но только не там. Просто все, что было построено за 30 лет моей жизни в Москве, все просто перечеркнуто. Până în prezent, numărul tinerilor care au plecat din Rusia după anunțul mobilizării pentru așa numita operațiune militară specială a lui Vladimir Putin este de peste 26.000. Doar în Finlanda, conform presei internaționale, au zburat 17.000 de cetățeni din Rusia. Teatrul Național Dramatic Academic Ivan Franco din Kiev este invitat de onoare în cadrul reuniunii Teatrelor Naționale Românești, ediția 7-a. Actorii ucraineni vor juca astăzi spectacolul Coriolanus de William Shakespeare în regia lui Dmitro Bogomazov, unul dintre cei mai renumiți regizori și profesori de teatru ucraineni. Ediția din acest an a reuniunii Teatrelor Naționale Românești se desfășoară în condițiile unei mari tensiuni la granița Republicii Moldova cu Ucraina și pe fundalul unei situații politice instabile pe plan global. Din primele zile ale războiului, Teatrul Național Mica Eminescu și-a exprimat solidaritatea cu artiștii din Ucraina. Noi pledăm actorii Teatrului Național Mica Eminescu și admirăm și îmbrățișăm artiștii care au poziție civică și sunt solidari și cu victimele, dar în mod deosebit, de aia am organizat 2 zile pentru Teatrul Național din Kiev. E o invitație de onoare și sunt sigur că acest spectacol pe care ne l-am dorit va încununa cu succes prezența și prestația artistică a Teatrului Național Academic Ivan Franco din Kiev. Producția Coriolanus, regizată de Dmitro Bogomazov, care va fi jucată astăzi pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu, a primit numeroase premii de teatru, inclusiv cea mai înaltă distincție artistică a Ucrainei, Premiul Național Șevcenco. Наша завтрашня вистава, вона таке, ну, ставить таке питання важливе, воно важливе для сьогодення, хоча цю виставу ми поставили
десь 5 років тому, чи 4, не пам'ятаю точно, 4 роки тому, коли про війну ніхто і не знав, і не думав, і вона ставить таке питання, як що тримає світ, чи сила, чи жертовність. Genericul ediției din acest an a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești este Artiștii pentru Pace, Libertate și Speranță. Actori de la 17 teatre de pe ambele maluri ale Prutului au venit la Chișinău pentru a pleda cauza păcii, pentru a susține încrederea în valorile libertății și pentru a menține speranța ca omenia, buna înțelegere, solidaritatea și dragostea să fie mai puternice decât armele. Doamnelor, domnilor, știrile noastre se încheie aici. Urmăriți în continuare datele meteo, iar noi ne întâlnim și mâine la aceeași oră. O seară minunată să aveți în continuare alături de cei dragi. Următoarele zile vom avea parte de vreme frumoasă, cer senin și temperaturi generoase. Așadar, la noapte minimele vor indica 10 grade în nordul Republicii. În centru vom avea 11-14 grade, iar la sud valorile termice vor oscila între 12 și 15 grade. Mâine, 27 septembrie, vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică normală. Vântul va sufla din sud-est, slab la moderat. 15-20 de grade se vor înregistra la nord, în centru vor fi 22-25 de grade, iar maximele vor atinge la sud 26 de grade. Temperatura medie în capitală va fi de 13 grade pe timp de noapte, iar ziua 20. Trecem în regiune, la București vor fi 23 de grade, la Iași 19, la Kiev 14, la Roma 23, iar cel mai cald va fi în capitala Greciei, unde mercurul va urca până la 27 de grade. Paris vom avea 17 grade, Bruxelles 13 grade, la Berlin 12 grade, la Londra 14 grade și la Madrid 24 de grade. Doamnelor, domnilor, acestea au fost datele meteo conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.